Salutare și bine v-am regăsit aici la Travel Mix, sunt Gabi Nache și în următoarele 26 de minute vă invit să ne continuăm călătoria noastră prin Turcia, mai precis prin zona Antaliei. Un alt obiectiv foarte important din Antalya este un munte. Este vorba despre muntele Taklali, care face parte din lanțul munților Taurus și care are o înălțime de 2365 de metri. Acolo vom urca și noi pentru dumneavoastră cu o telecabină ultramodernă cu o capacitate de 80 de locuri, al cărei traseu măsoară nici mai mult, nici mai puțin decât 4350 de metri lungime. Suntem la bază, la 736 de metri la față de nivelul mării și o să urcăm până la 2350 de metri acolo în vârful muntelui Taklali. Sunt Gabi Enache, vă invit să rămâneți aproape. Bine v-am regăsit! Taklali este unul dintre cele mai înalte vârfuri muntoase din zona Antaliei și cu siguranță cel mai cunoscut. În fiecare zi, sute de turiști de toate naționalitățile pleacă în călătoria către vârful acoperit de zăpadă mai bine de 6 luni pe an. Telefericul modern, cu o capacitate de 70 de locuri, merge atât de line încât nu-ți dai seama când ai ajuns în vârf. Cu o lungime de 4,3 km, acest traseu de teleferic este unul dintre cele mai lungi și mai spectaculoase din Europa. Am avut o ușoară strângere de inimă la plecare, dat fiind că mă știam posesor al unei teribile frici de înălțime, care din fericire nu s-a materializat, deși eram conștient că sunt la câteva zeci de metri deasupra pământului. Din păcate, nu am prins o vreme chiar atât de bună pe cât aș fi dorit. Eram curios să văd Mediterana de la înălțime, vreau să văd Antalya și tot lanțul de munți ce ne înconjurau. Cerul era senin, dar o ceață ușoară împiedica privirea să ajungă cât mai departe. Am trecut peste vârfurile brazilor, vegetația s-a rărit, iar în locul arborilor maestuoși și-au făcut loc pășuni alpine și stânci, prăpăsti infernale și colțuri ascuțite de piatră ce parcă împungeau cerul. La un moment dat, de la ghidul nostru, Aitaci, cu care o să ne întâlnim într-o emisiune ulterioară, ne-a spus zâmbitor că suntem doar la 300 de metri deasupra solului, în porțiunea cu cea mai mare înălțime a cablurilor. Atunci trebuie să recunosc că m-am gândit la frica mea de înălțime, însă frumusețea peisajelor a anulat repede totul. Încetul cu încetul ne apropiam de vârf, dar și de peretele de stâncă. La un moment dat, distanța dintre telecabine și munte fiind doar de câțiva metri. Ajunși sus, prima reacție a fost dată de piele, obișnuită până atunci cu 28-30 de grade, față de cele 10-11 care erau la 2350 de metri altitudine. Complexul din vârful muntelui Taklali adăpostește cafenele, restaurante cu meniuri internaționale, dar și magazine de suveniruri. Pentru că știm cu toții, turcii chiar știu să-și vândă marfa. Priveliștea care ni se împățișa ochilor era mai mult decât excepțională. Dacă undeva în partea de sud se zărea prin pâclă strălucirea Mediteranei, în nord vârful semențe de munte se întindeau câți velei cu ochii. Am savurat aceste peisaje pe care le împărtășesc acum cu voi, bucurându-mă ochii cu cele mai spectaculoase priveliști pe care le-am văzut vreodată, dat fiind că nu sunt un mare amator de drumeții pe munte.
Odată ajuns la 2350 de metri, situația se schimbă radical. Aerul e mai rarefiat, temperatura e destul de scăzută, după cum vedeți deja am trecut la geci și haine cu mânecă lungă. În spatele meu undeva se află Marea Mediterană, iar în fața mea munții Taurus. E o panoramă pe care nu o poți uita dacă ajungi aici, e o panoramă pe care vă sfătuiesc să o vedeți cu proprii voștri ochi, dacă ajungeți aici în Antalya, să urcați în vârful muntelui Tahtali la 2350 de metri, o călătorie care cu siguranță va merita orice bănuț investit. După o cafea turcească și câteva minute de stat în vârful muntelui, la aer curat și rarefiat, am decis să coborâm pentru a pleca să vizităm și alte obiective turistice pe care le aveam în program. Excursia de pe muntele Tahtali și-a meritat cu prisosință timpul investit, trecându-mă astfel în agenda personală un alt loc memorabil în care am ajuns. Cam asta a fost călătoria noastră până în vârful muntelui Tahtali, aici în Antalya. Dacă aveți rău de înălțime, n-aveți nicio grijă, se vindecă. La fel s-a întâmplat și cu mine. Telecabina funcționează absolut fantastic, este o priveliște pe care vă sfătuiesc să nu o ratați dacă ajungeți aici în condiție din noi. Ne pregătim să vizităm și alte obiective, tocmai de aceea vă invit să rămâneți aproape la Travel Mix. Sunt Gabi Enache, rămâneți alături de mine! Deoarece aerul rarefiat și temperaturile scăzute din vârful muntelui Tahtali ne-au provocat o poftă de mâncare de zile mari, am decis să luăm masa în natură. Nu vă gândiți la vreun picnic, ci la un restaurant original, în aer liber, construit pe aproape 3000 de metri pătrați și unde apa repede a unui râu de munte îți trecea pe sub masă. Doar 30 de kilometri de Kemer găsim o altă minunăție a turismului turcesc. Ulu Pınarı este un mic sătuc de munte situat la marginea Parcului Național Olympos Valley și care este recunoscut prin așezarea sa pitorească, dar și prin gastronomia locului. Deși intraga nu ne spunea nimic deosebit, odată ajuns și am descoperit un loc mirific, un restaurant în aer liber cu mese tradiționale turcești și 10 de cascade ce curgeau la câțiva metri de locul în care iei masa. Ospătari încărcați de platouri cu bunătățuri mergeau zorit printre mese, rațe curioase se bălăceau în apa râului de munte, iar păstrăvi mari săreau din apă spre deliciul turiștilor. Ideea unui asemenea restaurant în aer liber mi s-a părut fantastică. Este un loc care atrage atât prin inelitul său, cât și prin prospețimea preparatelor culinare. Practic, îți poți alege peștele pe care să-l mănânci, este gătit în câteva minute și poftă bună!
O altă destinație pe care excursiile opționale de aici, în Antalya, vă oferă este Ulu Pânar. Este un loc pe care nu prea pot să-l descrii. Nu știu dacă e muzeu, un aer liber, grădină zoologică, restaurant sau parc acvatic. Despre ce este vorba vedem în imaginile imediat următoare. Cert este că aici te întorci în Turcia veche. Stai pe o sofa foarte joasă, măsuțele sunt la fel, iar preparatele sunt, bineînțeles, pe bază de pește. Pește care este crescut în bazinele de aici, din jurul nostru. Dar ajungeți în Antalya, nu ratați locul. Noi am ajuns aici datorită ghidului nostru, datorită lui Aitaci, care a ținut să ne arate acest loc deosebit. Sincer, nu prea am bine să plec de aici, dat fiind afinitatea mea pentru pește și pentru pescuit în general. Apropo, aici chiar se și poate pescui și poți să-ți dai pregătit peștele pe care le prinzi. Ce să mai spunem despre locul ăsta? Imaginile nu o mai au nevoie de niciun comentariu. A venit momentul să ne și cazăm. Resortul Martimira este prima locație în care avem cazare aici în Antalya. Resortul este situat între orașele Vechi Olimpos și Paselis, la 70 de km de aeroportul Antalya, 17 km de Kemer și 60 de Antalya. Toate camerele au aer condiționat, mochetă și gresie, balcon, telefon direct, seif, TV satelit. Hotelul dispune de 4 camere pentru persoane cu dizabilități decorate special. Deluxe rooms au 38 de metri pătrați, iar cele superiori 36. Impresia noastră a fost una foarte bună, iar în ciuda vremii destul de nefavorabile, am reușit să petrecem câteva clipe minunate pe malul Mediteranei. Resortul se întinde pe suprafață de peste 100.000 de metri pătrați, iar opțiunile de masă și divertisment sunt foarte variate. Nu am putut să nu admirăm piscinele imense cu mai multe secțiuni, dar și plaja foarte curată și îngrijită. Bucătăria turcească și internațională este reprezentată prin preparate proaspete și delicioase, oferta culinară fiind extrem de variată și pe gustul celor mai pretențioși dintre noi. În incinta acestui resort găsim și o mini-galerie comercială unde pot fi achiziționate atât suveniruri cât și articole de îmbrăcăminte de cea mai bună calitate. We have all
Martimira este un resort de 5 stele ce cuprinde 540 de camere. Venim în întâmpinarea clienților noștri cu 4 restaurante a la carte și 11 baruri. Avem plantați 1601 palmieri tocmai pentru a da un aer cât mai exotic acestui resort. Serviciile pe care le oferim sunt ultra all-inclusive în resortul nostru, putându-se lua masa sau servi o băutură 24 de ore din 24. Suntem în mijlocul naturii, în spate având muntele Tactali, iar în față Marea Mediterană, unde avem o plajă de 285 de metri lungime. Deținem două piscine mari, o piscină pentru copii, dar și o piscină interioară în centrul spa. Zilnic se organizează diverse activități pentru oaspeții noștri. Avem activități ca dans sportiv, dans oriental, lecții de not. De asemenea, oferim și un parc tematic pentru copii, un cinematograf 6D, dar și o sală de jocuri electronice. În fiecare seară oferim concepte diferite pentru bufetele din restaurantele noastre, astfel încât nu există două seri la fel în timpul unui sejur din punctul de vedere al diversificării felurilor de mâncare. Prezență foarte bună și pe piața românească, prin intermediul agențiilor de turism, Martimira este una dintre alegerile ideale pentru petrecerea unui concediu la Mediterană pentru turiștii de toate vârstele. Seara ne-am încheiat-o în cel mai plăcut mod posibil, cu o baie turcească. Deși gândul vă duce la cu totul altceva, hamamul, baia tradițională turcească, a devenit un spa în adevăratul sens al cuvântului, iar după ce ați ieșit de acolo, nu vă doriți decât un somn bun și să o luați de la capăt. Hamamul Bab el Palace este opțional pentru toți cei care ajung în Antalya, dar din punctul meu de vedere este un loc în care trebuie să ajungeți, mai ales că o ședință de hamam costă doar 30 de euro. În ce constă? Ordinea ar fi următoarea: saună uscată, duș, saună umedă, duș, jacuzzi cu apă rece, baie turcească, acolo unde turci pricepuți îți întind fiecare mușchiuleț din corp, masaj cu spumă, peeling, tratament facial și masaj de relaxare. Totul durează cam 3 ore și nu are rost să vă mai spun ce înseamnă pentru un corp încordat și în care stresul unui an de muncă s-a acumulat. Bab el Palace este unul dintre cele mai mari spa-uri din Antalya și din Turcia. Acesta este un hamam, o baie turcească în traducere, dar serviciile au evoluat și s-au îmbunătățit în timp. Capacitatea noastră este foarte mare, putând oferi servicii către 600-800 de clienți pe zi. Vrem să arătăm întregii lumi tradițiile noastre ce înseamnă un hamam turcesc. Care sunt serviciile pe care le oferiți clienților dumneavoastră?
Avem diferite pachete de servicii. În aproape toate pachetele noastre, clienții beneficiază de saună, baie turcească și până la 65 de tipuri de masaj. Ce tipuri de masaj oferiți? Specialitatea noastră este masajul cu spumă, însă există pachete care includ masaj Thai, masaj Bali, toate tipurile de masaj cunoscute se împletesc aici într-un mozaic, aici la Babel Palace. Ce ne puteți spune despre turiștii care vin aici? Desigur, avem turiști din toate colțurile lumii. Unii dintre cei mai simpatici clienți sunt românii. Eu personal am o simpatie pentru români. Îmi doresc să-i văd aici număr cât mai mare. Abia așteptăm să ne arătăm ospitalitatea față de ei. Ceea ce ați văzut în această emisiune este doar un exemplu prin care vă arătăm cum se poate petrece un concediu în Antalya. Sunt foarte multe destinații și excursii opționale care vă vor arăta o mulțime de lucruri interesante și pe care nu ar trebui să le ocoliți. Noi mai avem de petrecut câteva zile aici în Turcia și o să vă mai arătăm multe alte locuri ce nu trebuie să lipsească din destinațiile voastre de vacanță. Sunt Gabi Enache, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!